a ieșit pe prispa casei părintești și, cum obișnuia în copilărie, a pus mâna deasupra ochilor și s-a uitat spre poartă, în așteptarea oaspeților. Special pentru pomii din grădină a făcut mărțișoare mari, ultima invenție fiind doi căluți, roșu și alb, alb și roșu. Am mai fost la Țața Nătăluța acum 2 ani, când tocmai terminase de amenajat toate exponatele în casa părintească, atestând și primul muzeu al satului Ciobalaccia, muzeu al familiei, muzeu al meșteșugurilor populare. Țața Nătăluța, căci așa o numește satul, pe energica și iscusita meșteriță Natalia Crudu, îndeplinește funcțiile de director fondator, îngrijitoare și ghid prezentator. Excursia începe din Casa Mare. Suntem în casa părintească, aici e Casa Mare, era. Ținem hainele care bunii de sărbători, când noi care era, dacă nu erau șcafuri, ca așa le învălem cu prostirea albă. Acolo am rochea de când eram fată mare eu, pălăria lui tata. Aici am părinții mei, Gheorghe și Elisaveta, Angheluță. Scoarța asta o am de la o cumnată. A mei mi-a dăruit-o dată de la bunica ei, are peste 100 și ceva de ani. Icoana era acasă? Icoana nu e acasă. Icoana e la o vecină de aici, de la noi, și niște nepoți, strănepoți, au găsit-o prin pod. Mi-au adus-o și eu am curățat-o, am renovat-o o leacă și am pus-o aici. Că e icoană veche. Asta e mie de acasă, aici e la femeile care cu mine au făcut, au adus și electiuna. Iorganul e tot vechi de la o verișoară de mie de a copchiilor. Asta e prostirea mie de acasă. Când era fată mare am cusut-o, am curșătat-o. Avem 59 de ani la căsătorie, o păstrez și acum. Iconița ne-a dăruit-o vecină de aici, ei căsătorită la Basa Rabeasca, ne-a cusut-o și ne-a dus-o cadou când am deschis muzeul. Așa e icoană și aia asta e iconiță. Asta e Sfântul Gheorghe și e Maica Domnului. Deasupra, așa e cusută de mine, e de acasă, cum adică eram eu copchilă. Îngerașul e făcut de mine, e croșetat de mine, da. Eu l-am croșetat, așa de iară cusute de mine acolo, ștergariu. Îl am de la mama mea, de la bunica. Bunica s-a cununat cu dânsul, mama s-a cununat, ne l-a dat și mie. Peghițurca e mie, țăsută de mine. Asta e de cânipă, în țuol, ea că de la o cumnată de mie, care tot țăsute de în cânipă făcute. Așa le-s băcaturi tot de acasă, de acuz vechi, dar eu le-am adus, nu le arunc, le și găsesc că e vechi, le aduc aici, le pun. Cusuturile samele care acolo, mai am adus, ea că acolo două cusute, femeile care aici cu mine, ea că de la mătuși de-a lor. Da, o peste 100 de ani. Și ei le-au adus și iarată, țață la tal ce facem cu astea, le pune mai și când nu vrei să îi le dea verișoare, mi-a cunțit că ei se rupte și a smărâdă. Adă-le aici că așa smărâdă. Și uite, unii mă duc, le fotografiază toate. Dumneavoastră sunteți aici excursovod, aveți, vin copii, vin turiști? Vin de la școală, mai vin și străinii, iată, avem caietul de sugestii acolo, puteți să vă uitați că mulți își scriu părere străini, eu venit de pe la Germania, de pe în Franța, care vin, copiii apoi vin să vadă. Mi-a plăcut lucrul ăsta de nică copilă, eu de nică eram, toate cele strângem.
rochițele și erau vechi, eu nu aruncam mică, cordelem, dacă mama m-a învățat să cordelesc, să pletesc, toate cele am învățat la dânsa. Mai rar oameni care cunosc toată tehnologia de prelucrare a cânepei. Gazda noastră, atunci când prezintă țesăturile, mai lămurește și cum se fac, arată instrumentele și mai povestește din amintirile sale din copilărie. Asta nu e mașină de toarsă, asta e de făcut țeghii și cârâc. Și cârâc. Și cârâc. Da, ăsta e dărac. Ia ca vedeți? Da. Dărășe lână. Iată, ăsta e pentru cânipă. Da, ăsta e cheptin de cheptănam lână. Dar la așa la, dărășem cânipa, o fășem, că spați o toarcă. Era melițoi de bătut, o bătem cu melițoiul, că asta trebuie dughită întâi și apoi la melițoi de. O bătem melițoi de cojăm coaja. Și apoi coaja și ea o dădem prin dăracul ăsta. Așa apucam de capăt cu firile și o hățiem încolo, încoași, până când ies flocoșă. Până să fășe subțirică, subțirică. Și apoi era anume altul pentru, ca să o face pentru tors. Dar așa la ni... Era greu și tot. Nu știu, multe spun că era greu, dar nici nu era, nu știu, deși din copilul nu era interesat. Mai ales când dughem cânipa, a mea era să o duc la dughită în pârâu. Că la noi și înainte pârâu tare era curat. Și avem o râpă, așa e de acolo, râpa lui Mohorii, spun eu. Apă curge limpede, curată, chetreșul se vede. Și apoi noi ducem cânipa, o punem, punem scândură, punem chetre mari pe dânsa și o dughem. În altă odaie a Muzeului Casei Părintești se adună lumea la șezătoare. Copiii se pregătesc de dans, iar nepoatele s-au așezat la statve în locul meșteriței, iar doamnele de la șezătoare Basarabia studiază pânza din statve, dacă e potrivită pentru ie. Da, asta e pânză pentru cămăș numai, în două iță. Da, când se făceau pentru prosoape să le faci cu uzoare în trei iță, ele se făceau pentru fețe de masă și în 24 de iță. Așa le aveau patru iță, așa patru iță, dar restul foi. Da, cu speteză. Foi, aici este patru, dar 20 de foi merge pe spanță încolo și aveau așa bărți, leg și cărlic. Și care, când îi trebuie să facă modelul, uzorul, de floare, de... Iată cum să... Nu așa, am în parte și care spun. Da. Da, 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 da. Când cu uzoarea, păi îi ridicai. Îți spune, de-acu știe, cu iețul 1, 2, 3, 4, așele erau numai pentru pânza simplă. Așele. Așele toate erau pentru uzor. Da. Dacă mergea între ele leacă de pânză, apoi mergea numai este patru iță. Mergeai la rând. Dar dacă începe la uzor, apoi pune, e foaia întâi, foaia a doua, a treia, a patra, a cincea, te torci înapoi. De două ori trebuie să dai pe o foaie sau de trei ori, depinde cum era neveditura pe ele. Că fiecare foaie avea neveditura lor. Da, avea neveditura. Mergeau pe toate iițele astea, după primul iț, a doilea, trebuie să meargă o foaie de acolo. După a treilea și a patra, trebuie să meargă și ei foaie. Iar... Da, erau pe numere. Și de-acu știe că atunci un... Pentru țăși în trașee, o femeie singură nu putea să țăsă. Trebuie cineva să aibă grijă de toate acele să le... Aici stăte una, dar așele de-acu înainte... Și apoi punem două, trei să pune o femeie și țăsăm. Chiar și măcaturi, în 24 de iță. Tot așa să țăsău. Și în patru, în trei, diferite cum era modelul de neveditură. Schie. Ia să vă văd cum jucați. Dă bunța. Așa. Ia bine și tu, măi. Cum te cheam? Hai, trei și o leacă și ia uite. Nu vrei să danseze. Ia ca așa. Nu știe? Bravo, bravo, băiețe. Aseară ai învățat? Bravo, bravo, băiețe.
Ca să fie mai vesel, țața Nătăluța totdeauna invită la șezătoare mai multe generații de săteni. Astfel își amintesc de jocurile copilăriei, spun ghicitori, glume, povestesc diferite întâmplări, iar mâinile lucrează. De, vieca, așa, așa. Ia ca așa. Pișe, acolo ține din hirușor, să nu se... Așa, ia, acolo de bătut, schimbă. Așa, de aici la aici așa să le faci cu... Așa, de aici eu să o dau. Așa, ia, așa. Lasă-l hirul încolo. Ia uite, de câte ori să înțelege așa să lași hirul, vezi? Să nu îl tragi în coașă, dar las hirul ia ca așa, vezi? Liber să fie, deși e făcut așa cu mâna. Acum bate și schimbă. Așa. Așa, acum dă hirul, dă, ies vieca și... Așa. Ia ca așa bine. Așa, ia că când ajungi, dă-i drum, dă-i drum, uite așa. Ai văzut? Acum, el și-a de liber și ai bate, ia bate. Liber să bați, ia că așa când ai apucat, tăi cu mâna ia că așa liber. Eu când eram că așa la anii tăi, eu am țăsut pânză numai 60 de metri într-o vară de pânză. Aveam 17 ani și când am plinit 18 ani m-am căsătorit pânză și eu prins bine la ștergare, la nuntă, la nuntaș. Așa că stăruite să-ți faci ștergare, că dacă n-ai să ai ștergare, n-ai să ai cu și lega neamurile. Ai schimbat? Da. Bun. Așa. Copilaș, ia să văd ulea că faci tu leac de ordine aici, când vin oaspeții, așezați lâna la locul lor, luați-vă ghemulețele și faceți țăghii. Frumușel, așa, așa. Bine, ia așezați-vă jos acolo, că ia că oaspeți vin. Poftim! Vă crească șezătoarea mare, mulțumim, ia că mulțumim, mulțumim. De a fi mai mare să gustăm din ele, țață-nătă. Mulțumim, mulțumim, poftim, treceți în casă. Aici le așezăm așa aici. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Am adus pâine și soare, să avem mai mult, mult soare. Da, Doamne! Poftim, treceți acolo și vă luați... Locul la lucru. Bună ziua cu mătră, cu ce ai venit, mătale? Ca să ne ferească Domnul de rele. E bine, e bine, cu mătră. Bine ți-am găsit. Bine ai venit. Am adus niște usturoi, să ploaie și pe la noi. Da, Doamne, da, Doamne, să fie anul cu roadă, anul bogat. Bună ziua, mămuță. Da, eu am adus 5 ouă de găină, să arăt că-s gospodină. Numai decât. La treabă. Mulțumim, mulțumim. Pentru tot oaspeții din casă. Mulțumim, mulțumim. Treceți la lucru. Ia să vă văd și... Am venit cu lucru mâine, când ne gătim bravo, săptămâne. Bravo, bravo. Am venit cu un cop de vin să-l bem cu oameni buni. De la mulțumim, mine din grădire. Mulțumim, zaibăr curat. Mulțumim, care mulțumim. Care sângele Domnului, așa cum poftim, spun. Poftim să începem șezătoarea. Da. Fiecare vine cu ce poate de acasă, cu darul. Ați venit toate cu lucru, da? Da. Dacă nu să vă mai dau și eu descărmănat ceva, că eu am niște lână descărmănat, care dorește? Noi nu suntem la clacă, noi suntem la șezătoare. Ne-am adus din lucru fiecare. Bine, bine, dar atunci rămânem cu lână pe altă dată când ați face clacă, da? Bine. Da. Facem și o clacă, da. Trebuie să scarmă. Văd că lucrul merge bine, dar să meargă și mai bine, să cântăm cânticușeala când vinem întotdeauna la șezători. Șezătoare, mi-e cu totul, ce facă de-i foc, șe-le-lai, lai-lai-lai, lai-lai-lai.
cântat, am cântat bine, frumos. Acum ața sănătăluță, e rândul matale. Ia spune-ne o pătărani de-a matale. Of, și să vă mai spun, fetelor, vă spun eu pătărani, eu am multe pătărani de spus. Măcar una spune. A, să spun una, că plecam la Prășit, atunci n-aveam din calțat cu șis și purtam o pereche de papuși și pe deal și mama nu mă lăsa să iau. Dar eu ce făceam? Îi punem în coșarca cu mâncare, punem papușii, am ieșit din sat, mă încălțam cu papuși, plecam la deal, că vinem acasă, iar le pădat de bași la satul și iar vinem acasă fără papuși. Era fudulă. Era fudulă. Duminica trebuie să, sâmbăta când duminic să ies la horă, cu ce să ies? Papuși am fost la Prășit cu dâșii. Îi spăla în ghenii, dar mama îmi spune, faci și faci tu cu papușii ăștia, că doar nu e încălțat, de unde e murdărit? Dar păi, mamă, eu nu e, dacă ți-o de acolo supat, e s-o colbăit. Ia spune la băzmăluța asta, și culoare să mai pun. Of, iar ai greșit, dar eu văd acolo ai de toate culorile, fac. Păi, dar poate mai pun ceva, că ia ca fac băzmăluța asta și ne aduc aminte. Când pleca flăcăii noștri în armată. Cum îi pregătim noi? Le punem băzmăluța da, 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 păi. Și ia, ștergare. Ia să vedem băiatul cealaltă. Și cum e? Și voi cum era? Că noi legam cu ștergare, cu... Întâi și întâi fetele cele mari puneau băzmăluța. Așa. Pe urmă, așa, e că așa tăi. Cupa anglică. Așa, așa, cu bunica să te lege și cu ștergare. Și îți dorești armată ușoară. Da? Să hărnicuți, băieță, și știu și să cânte frumos. Ei, păi, dar dacă cântă... Ia să-i vedem cu ea, băieței! Vă spun o ghicitoare, de s-o ghiciți, câmpul e alb, oile negre. Cine le vede, nu le crede, dar cine le paște, le cunoaște. Ce înseamnă? Cartea. Vă pun și eu la o încercare. Sub un copăcel, joacă un voinicel. Furca și fusul. Corect, bravo. Prosop vărgat, peste sat aruncat. Curcubeul. Da, hai, ia ajută-mă cu matinie tale. Da, nici o problemă. După fiecare... Pahar cântăm. Maria, văd că tare îți place să țăși, văd că și pânza crește, bravo! Cine te-a învățat? Mămuța Nataluța. Așa, bravo! Apoi dacă ai să moștenești măiestria mămuței Nataluța, ai să fii o gospodină foarte bună. Bravo, eu îți admir lucrul tău și tare plăcut surprinsă. Ești bravo, bravo, bravo! Trag nădejde să fie urmașul la muzeu, așa ne îngând, să-l las la nepoți, la strănepoți muzeul.
Vrei pe Ana Maria? Hă? Și spui. Hai, hai, hai! Eu mă laudam că am urmaș. Satul o prețuiește mult, fiindcă de câteva decenii doamna Natalia Crudu reușește să organizeze diferite manifestări culturale, îi ajută pe cei ce vor să învețe meșteșugurile și îi unește pe oameni. Ce am învățat de la ea? În primul rând, am învățat optimismul. Indiferent de vârsta pe care o are, atâta optimism și atâta energie de care dispune că mereu participă la diferite șezători. Am învățat de la dânsa multe lucruri. Îi place foarte mult meșteșugul moldovenesc, anume îi place croșetatul, îi place împletitul. Unde te întorci la ea în casă, peste tot, sunt doar lucruri manuale, făcute de mâna ei. Țățeană Tăluță? Țățeană Tăluță este un om cu suflet enorm de mare și deosebit. Știți, de când din moși strămoși femeile din satele Moldovei iubesc să-și înfrumusețeze casa cu lucruri făcute de mâinile sale, cu lucruri frumoase făcute cu sufletul în timpuri de răgaz. Țățeană Tăluță, la fel, este una din acele gospodine ale Moldovei care iubește să-și împodobească casa cu lucrurile făcute de mânuțele ei. Spre deosebire de celelalte, ea mai are tăria de caracter și marea dragoste, marea pasiune de a împărtăși această frumusețe, de a împărtăși această comoară pe care ea o posedă cu toți cei din jurul ei. Are un talent deosebit de a ne face pasionați și pe noi, la fel ca dânsa, de meșteșugul frumos al împletitului, al croșetatului, al țesutului. Este un om blajin, cu sufletul bogat, îndrăgostit de tradițiile noastre străbune. Doamna Natalia Crudu îmi este cumnată de pe soția mea și venind în Ciobolaccea am cunoscut-o ca pe o mamă, nu ca pe o cumnată, o femeie gospodină, cu talent, harnică și tot ce trebuie să aibă o femeie, toate calitățile. La toate nevoile, când au apelat, am ajutat-o, ne-au ajutat și nu numai pe mine, toate neamurile și toate cele. E mândria satului nostru. Pe doamna Natalița Crudu am cunoscut-o în Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală la Chișinău, atunci când dumneiei a venit la o expoziție și a expus că croșetele dumneiei. Și mă gândeam că este o doamnă în vârstă și uite, vine la Chișinău și expune lucrările. Dar astăzi am avut ocazia să vin la Muzeul satului din satul Ciobolaccea, acolo unde ține dumneiei tot tezaurul său. Și vreau să vă spun că este o doamnă cu mâini de aur, este o doamnă care probabil mai mult tot ce a găsit ea în viața ei, în drumul, în calea sa, a adunat aici și a muncit foarte mult pentru oricare floricică brodată, croșetată sau țesută. În evenimentele de la Chișinău, dar și din alte localități, vine țața Nătăluța de la Ciobolaccea. Un personaj foarte, foarte pitoresc, pentru că este un purtător al tezaurului uman viu. Prin ceea ce știe, prin ceea ce a dobândit de la părinții săi, dar și prin ceea ce continuă astăzi la ea acasă, pe care a transformat-o într-un muzeu, întâi de toate al familiei, dar și al satului și nu numai. Am ajuns în acest leagăn a copilăriei doamnei Natalia, neștiind cât de bine o să mă simt. Când am intrat în această casă, am simțit și dragoste, am simțit și pasiune și am simțit, în afară de inima de aur, un om cu atâtea talente la care nici nu m-am așteptat. Doamna iubea și să țese, și să coase, și să tricoteze, și să croșeteze, și orice întrebare, din orice domeniu, inclusiv chiar și bucătărie,
e un sfetnic cel mai bun. Totdeauna avem ce discuta cu domnia ei, deoarece ne unește același meșteșug. Țesătoare și muzeograf, doamna Lidia Obleac s-a așezat la statuie să se convingă de tot ce a urzit, a nevilit și a pus în statuie la țesut Țața Nătăluță. Iese bine, e din bumbac natural, nu este nicio greșeală, nu văd aici nicio cărare, e foarte bine. Dacă e mai lată, o să iasă cămașile întregi, cu mai puține adăușaguri. Doamna Liusia Crudu este mâna dreaptă a mătușicăi Natalia. Împreună merg la toate expozițiile, împreună lucrează și pun la cale lucruri bune. Am început de la sobi, am dărmat sobile vechi, am făcut sobi noi, am învăruit, am făcut tot și am strâns toate lucrurile și le-am adunat aici la muzeu. Cu cât mai mult lucrăm, cu atâta mai uităm de cele rele, de cele grele, de necazuri, de asta, asta ne face să mai întinerim. După șezătoare a urmat o fotosesiune în fața casei, pe prispă, în ogradă. Iată așa, după ce au plecat toți participanții la șezătoare și oaspeții de la Chișinău, doamna Natalia Crudu, meșterița cu mâini de aur și cu suflet mare, s-a așezat la stative și țese. În loc să vă odihniți după ce au plecat toți, noastră, probabil vă reculegeți toate. Ne mai relaxăm o leacă cu țesutul. Cu țesutul. Să mai uităm de toate cele de oboseală, de stresuri. Hai și mă mai recriez o leacă cu lucrul. Și acum cu fiecare fir, fiecare amintire, așezați gândurile la locul lor? Da. Fiecare fireșor și mă gândesc că îs bucuroasă că ne-a venit oaspeță care i-am invitat și prietenele din sat care o dorit și mă respectă, ne-au fost toate. Și mă bucur de asta, că am apelat la dăsile noză să una, că nu vine. Încă am avut mai mulți doritori, vreau să vină, dar nu ne-au permis spațiu, da. Nu ne-au permis să facem, că era să am și mai mulți încă. Și mă bucur, mamă leacă de bucurie, parcă din tasă, parcă mai întinerit o leacă. Dinspre pădurea Ciobalacciei vine aer proaspăt. Este a 77-a primăvară în piața doamnei Natalia Crudu, multe înainte.